Lilia Bicic, autoarea cărții Testamentul Necitit, s-a născut în satul Viișoara din Glodeni. Este una din miile de moldoveni plecată peste hotare în căutarea unei surse de existență pentru a crește copiii. Autoarea cărții a știut să meargă mai departe de infiernul vieții. A reușit să țină piept celor mai mari provocări ale vieții. Mai multe detalii despre scriitoarea Lilia Bicic aflați în reportajul ce urmează. Lilia Bicic este una din miile de moldoveni plecați peste hotare. Destinul a făcut-o să aleagă drumul migrației. A fost nevoită să decidă într-o bună zi să plece în căutarea unei munci care i-ar permite să-și crească copiii. Astăzi, Lilia Bicic locuiește în Italia deja de 13 ani. Revine acasă ori de câte ori poate, pentru că aici este baștena sa. În acest timp a reușit să scrie și o carte, Testamentul Necitit. Este cartea care cuprinde scrisorile neexpediate copiilor săi. Am început să scriu scrisorile pentru copiii mei lăsați acasă, dar și aici, zic, în partea îngustă, pentru că nu le trimiteam. Dar de ce nu le trimit? Pentru că când am recitit prima scrisoare, care am scris-o și scriu despre plecatul meu clandestin, mi-am dat seama că copiii erau prea mici ca să afle un adevăr. Erau deja lăsați acasă singuri și într-un fel traumați, mai trebuia să mai trimit o scrisoare să le spun că mama voastră a mers prin păduri, a fost stat o noapte în închisoare, era prea tragic și anume, să zic, motivul m-a făcut să nu le trimit scrisoarele, să nu le negrez și așa zilele sumbre, dar continuam să scriu. Pe parcursul vieții a început să accepte unele lucruri. Revenirea la baștenă o fac să vadă lucrurile altfel decât le-ar fi văzut altădată. Este mândră de faptul că a luat de acasă o zestre spirituală pe care o păstrează în suflet. Poate că am rămas aceeași cum am fost 13 ani când am plecat, dar mă simt schimbată, pentru că când revin la baștenă văd lucrurile care... Dacă aș fi trăit aici, nu le vedeam, dar când sunt lucruri care chiar mă deranjează. Probabil asta e că te schimbi mentalitatea, îți schimbi modul de a privi, de a trăiești în alt mediu. Concret, așa să zic, chiar vreau să vă zic așa un lucru. Uneori cei ce citesc când vin în Moldova, nu știu, mi se pare așa naiv, vreau mai mult, vreau mai substanță în tot ceea ce se face, nu vorbă goală sau povești, cum le zic eu. Oriunde nu am plecat noi și oricine nu am devenit noi, oricum la baza noastră, la baza intelectului, la temelie de a fi, rămâne casă părintească, rămâne satul, rămâne maidanul unde ieșim să ne jucăm, iazul unde scăldăm copiii, mahalaua. Chiar dacă e în forma aia naivă, copilărească, la moment nu realizez, dar trec ani și rămân, în memoria mea rămâne mereu. Cartea Lilie Bicic, Testamentul Necitit, a fost tradusă în italiană și a fost vândută ca pâinea cea caldă. Circa 20.000 de cărți au fost deja vândute. Potrivit autoarei, cartea este micul emisar între cei plecați și cei rămași acasă. Este reflectarea unui adevăr scris de la persoana întâia, unde domină adevărul pur. Este un regret pentru toți copiii privați de căldura și comunicarea cu mamele lor. Este un semn de întrebare pentru familiile dezmembrate.